Bună ziua, stimată audiență! Vă mulțumim că ați acceptat să fiți prezenți cu noi astăzi în live. Eu mă numesc Lina Gudima, sunt șef secția farmacovigilianță și studii clinice la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale și împreună cu colegele mele din secția farmacovigilianță și studii clinice am considerat important să venim cu niște informație dedicată pacienților, consumatorilor de medicamente, ca să-i ghidăm în oceanul acesta de informații venite în legătură cu pandemia, să-i ghidăm puțin ca să evite unele probleme de sănătate agravarea stărilor de sănătate. În acest live stream intenționăm să discutăm, să acoperim trei subiecte. În primul subiect vom discuta despre tratamentul răcelei și gripei, diferite medicamente utilizate în tratamentul răcelei și gripei și interacțiunile, efectele adverse, contraindicațiile și toate aspectele importante pe care trebuie să le cunoască un pacient. Într-a doua parte vom discuta tratamentul răcelii vis-a-vis de alte boli concomitente. Și într-a treia parte al prezentării vom discuta, nu în ultimul rând, despre un subiect de care ne ocupăm nemijlocit noi, despre raportarea reacțiilor adverse. Pentru aceasta, chiar împreună cu un voluntar tânăr și foarte talentat, am pregătit un filmuleț ca să vă fie mult mai clar și mai accesibilă informația, pentru că despre medicamente este o informație oricum mai dificilă de acceptat și de digerat. Clar că trebuie să vorbim despre acest subiect în contextul pandemiei pe care o trecem. Acestea sunt datele luate din ultimele zile de pe site-ul Ministerului Sănătății și relevă testele efectuate pacienților simptomatici și partea cu roșu reprezintă pacienții COVID pozitiv. Ce am vrut să spun eu prin acest slide? Partea cu albastru sunt pacienți simptomatici care prezintă pacienții care sunt simptomatici și prezintă semnele răcelei sau gripei. Din acest context am considerat important să discutăm acest aspect, pentru că foarte multă lume oricum recurge la tratament împotriva răcelii și gripei. Următorul slide. Următorul slide ne face o introducere sau trecem sumar care sunt semnele clinice și diferența dintre răceală și gripă și normal că discutăm și despre semnele clinice al infecției cu coronavirus. După cum vedeți în acest slide, febra este prezentă în toate trei entități, dar în răceală ea este rară, în gripă este foarte ridicată și în COVID la fel, febra este foarte ridicată și poate ajunge până la 40 de grade Celsius. Răceala. Tusea. Iarăși în răceală este ușoară, spre moderată. În gripă este frecventă și uneori foarte severă. În coronavirus, tusa este seacă. Secrețiile nazale în răceală sunt frecvente, în gripă la fel sunt frecvente și în coronavirus, infecția cu coronavirus, la fel secrețiile sunt frecvente. Avem strănută în răceală, dar în gripă și în coronavirus el apare uneori. Oboseală severă vom avea în gripă și în coronavirus, răceala, după cum știm, deseori o trecem în picioare.
Dureri musculare. Durerile musculare continuă sunt caracteristice mai mult pentru gripă și coronavirus. Durerile în gât, în coronavirus, sunt foarte frecvente și ceea ce este cel mai important în coronavirus, avem o respirație cu dificultate. Trecând toate aceste semne, ne dăm seama că tratamentul fiecăruia se face cu febra frisoane, vom trata cu analgezice antipiretice, de exemplu paracetamolul sau acidul acetil salicilic, sau antiinflamatoriile nesteroidiene. Tusea va fi tratată cu expectorante, se mai include în tratamentul răcelii și gripei antihistaminicile, nasul înfundat îl rezolvăm cu decongestionante nazale, și durerile de gât cu comprimate de subt, antiinflamatorii sau anestezice. Tratamentul răcelii și tratamentul gripei au mult în comun, dar și au un punct care le deosebește. Vorbim aici despre antibioticoterapia. Și ne folosim de ocazie să mai punctăm încă o dată că antibioticele sunt piatra de temelie în medicina contemporană, dar utilizarea lor pe larg și în infecții virale și în răceli au determinat creșterea rezistenței la antibiotice, ceea ce este foarte grav. De aceea, secția farmacovigilență, ca și utilizare rațională a medicamentelor, mai atenționează, odată în plus, că antibioticele se administrează doar conform prescripției medicului și mai atenționez că în infecțiile virale antibioticele nu se vor administra. Există cazuri când se pot administra antibioticele în infecțiile virale, doar în suprainfecțiile bacteriene, dar și în aceste cazuri, această decizie o ia medicul. După ce am enumerat grupele de preparate care le vom utiliza în tratamentul răcelii sau gripei, mergem punct pe punct fiecare produs. Am selectat produsele care se utilizează mai pe larg. Suntem siguri că nu vom acoperi toată area, dar ne-am străduit să le discutăm pe cele care au mai multe atenționări, mai multe reacții adverse, mai multe reacții adverse grave. Și începem cu aspirina. Aspirina este un medicament foarte vechi și se utilizează în mai multe entități, în afară de răceală și gripă. În răceală și gripă nu se recomandă, atenție, persoanelor sub 18 ani în infecțiile virale. De ce nu se recomandă? Acest preparat poate determina sindromul Rey, anume în infecțiile virale și anume grupul de pacienți, grupul de vârstă, copii și până la 18 ani. Sindromul Rey este o boală foarte rară, dar este gravă, care afectează în general copiii, cuprinse între 6-12 ani. Boala este asociată cu tratamentul infecțiilor virale și cu aspirina. Afectează toate organele, dar cu predilecție afectează creierul și ficatul. Deși severitatea bolii variază de la un caz la altul, sindromul Rey are un potențial fatal și trebuie tratat ca și o urgență medicală. Deci ne-am înțeles, aspirina în infecțiile virale copiilor nu se administrează. La fel, aspirina se va administra cu precauție pacienților care raportează un teren alergic în antecedente, în istoricul bolii, pacienții care sunt diagnosticați cu astm bronșic, la fel aspirina o vor lua numai în cazuri foarte rare, și în cazul afecțiunilor inflamatorii sau ulcerative al tractului gastrointestinal, aceasta înseamnă gastrită sau ulcer gastric sau enterocolită. În continuare vom discuta despre interacțiunile aspirinii. Se impune prudență în cazul asocierii aspirinii cu următoarele medicamente. Deci nu se vor administra
concomitent cu antiinflamatorii nesteroidiene, pentru că crește riscul de ulcerații și de hemoragii digestive. La fel, vom fi foarte atenți la combinarea cu glucocorticoizi, la fel cresc riscul de ulcerații și hemoragii, și cu anticoagulantele orale, la fel crește riscul hemoragic. Un subiect foarte sensibil, administrarea în sarcină și alăptare, aspirina se poate administra în primele trimestre de sarcină, doar la indicația strictă a medicului și în aceste cazuri se recomandă evitarea tratamentului cronic cu doze mai mari de 150 mg pe zi. Însă, în ultimul trimestru de sarcină este contraindicată, cu excepția unor situații, indicații cardiologice și obstetricale, dar iarăși sub supravegherea atentă al medicului. Un alt preparat utilizat foarte frecvent în răceală și în gripă se numește paracetamol, cred că toată lumea îl cunoaște. Și aici nu degeaba am prezentat mai multe denumiri comerciale a acestui produs. Ca să fie clar, o substanță activă, cum este paracetamolul, poate avea mai multe denumiri comerciale în funcție de uzina care l-a produs. De ce am atras atenție la acest aspect? Pentru că există riscul să se utilizeze mai multe denumiri comerciale care conțin aceeași substanță activă, paracetamolul, și în acest caz avem situații de supradozaj. Iar supradozajul paracetamolului poate provoca insuficiență hepatică, care poate necesita transplant de ficat sau chiar poate duce la deces. Deci situația este gravă și trebuie să fim foarte atenți la supradozajul cu paracetamol. La fel atrag atenție că mai avem pe piața farmaceutică pliculețele de răceală și gripă, în componența cărora este paracetamolul. Iarăși trebuie să fim atenți și prudenți să nu combinăm comprimatele paracetamol cu pliculețele cu conținut la fel de paracetamol. Trebuie să citim foarte atenți inscripțiile de pe, din instrucțiune, din prospectul pentru pacient, să evităm la fel supradozajul cu acest produs medicamentos. Dozele și modul de administrare este important, se recomandă 500-1000 mg de paracetamol la necesitate, doza maximă în 24 de ore nu trebuie să depășească 4000 de mg. Minim 4 ore interval între administrări și maxim 4 administrări în 24 de ore. Atragem atenția că avem și forme farmaceutice pentru copii, formă rectală, formă orală lichidă. Paracetamolul, totuși, nu se va administra copiilor mai mult de 3 zile fără recomandarea medicului. Deci, dacă nu scade febra și dacă nu scade inflamația mai mult de 3 zile, se contactează medicul de familie. La fel, aducem în discuție subiectul sarcina și alăptarea în cadrul administrării tratamentului cu paracetamol și vreau să vă zic că nu au fost identificate riscuri asupra sarcinii sau dezvoltării embriofetale la administrarea paracetamolului în dozele recomandate, dar paracetamolul este excretat în laptele matern, dar nu în cantități semnificativ clinice și în doze terapeutice pe termen scurt, la fel este un termen bine definit, medicamentul se poate administra în aceste stări. Am ajuns la un capitol foarte important, reacțiile adverse. Țin să menționez că aceste informații privind reacțiile adverse au venit de la consumatori de medicamente, au venit de la pacienți, de la profesioniștii medicali, medici, asistenți, farmaciști,
Și aceasta a permis să centralizăm informația și să o evaluăm și să o aducem într-un mod mai lizibil. De exemplu, paracetamolul poate determina reacții alergice pe piele. Acestea se poate manifesta prin erupții sau iritații cutanate, uneori însoțite de dificultăți de respirație, inflarea buzii, inflarea feții. În aceste cazuri, în mod urgent, se contactează urgența. Avem senzații de mâncărime, de scoamări ale pielii sau ulcere la nivelul gurii. Poate determina la nivelul sângelui vânătăi inexplicabile sau sângerare neașteptată. Sau, la fel, o reacție adversă întâlnită este scăderea numărului celulelor sanguine. Din punct de vedere al aparatului respirator, poate determina îngustarea căilor respiratorii. Se mai numește bronhospasm la pacienții care au un antecedente astm bronșic sau indus de diferite antiinflamatorii nesteroidiene. Și nu în ultimul rând, paracetamolul are o poate determina reacții adverse la nivelul ficatului și determina, agrava starea ficatului sau determina boli noi ale ficatului, cum ar fi hepatita medicamentoasă. Paracetamolul nu se va administra sau se va administra cu mare prudență în combinație cu un șir de medicamente. De exemplu, varfarina este un medicament anticoagulant și se utilizează pe larg în tratamentul diferitor boli din sfera cardiologică, care împreună cu paracetamolul va determina sângerări. Împreună cu medicamente utilizate în tratamentul vomii, metoclopramida, domperidon, crește absorpția paracetamolului, ceea ce în consecință ar mări doza paracetamolului absorbită. Mai sunt și un șir de medicamente care, combinate împreună cu paracetamolul, o să determine toxicitate înaltă pentru ficat. Un alt medicament utilizat pe larg în tratamentul răcelii și gripei este ibuprofenul. Pe piața Republicii Moldova avem multe denumiri comerciale, nu le-am listat pe toate, doar la fel punctez că aceeași substanță poate avea mai multe denumiri comerciale și atenționez să nu să se combine între ele, pentru că crește doza și respectiv crește riscul de reacții adverse și complicații. Forme farmaceutice, la fel, avem multe, și comprimate, gel supozitoare și, la fel, soluție injectabilă. Ne vom opri mai mult asupra dozei și modului de administrare. La adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani se va administra atent 200-400 mg de 3-4 ori pe zi. La fel vom fi atenți la intervalul între administrări, care trebuie să fie de la 4 până la 6 ore. Doza maximă zilnică este 1200 mg. Atenție, a nu se depăși această doză. Durata tratamentului la adulți este de 7 zile, la copii și adolescenți nu mai mult de 3 zile. Ibuprofenul are mai multe atenționări și deci trebuie să-l utilizăm cu prudență în cazurile despre care vom vorbi în continuare. În primul rând, grupul de pacienți vârstnici. Dacă vârsta creează mai multe modificări în organism și respectiv pacientul este mai expus la reacții adverse, în special sângerare și perforare la nivelul tractului digestiv, adică gastrită, ulcer gastric sau afecțiunea intestinului, care la vârstnici pot fi letale. Dar sângerarea și ulcerația sau perforația la nivelul stomacului poate apărea nu numai la vârstnici, după o administrare îndelungată cu doze mari de tratament. Această complicație poate apărea și la cei tineri, adolescenți, care administrează tratamentul acesta pe o durată mai lungă de timp.
În afară de cele enumerate, ibuprofenul mai are, mai trebuie administrat cu mare prudență, pentru că are efecte asupra inimii și creierului. Ibuprofenul poate fi asociat cu un risc crescut de atac de cord și accident vascular cerebral, în special când sunt utilizate în doze mari. La fel, în tratamentul de lungă durată, ibuprofenul poate determina apariția durerilor de cap. Atenție, nu se va crește doza pentru a trata durerile de cap, dar se va lua alte medicamente din alte grupe și, bineînțeles, se va discuta și cu medicul care ar fi cauza. Utilizarea de rutină al analgezicilor poate determina leziuni renale permanente și risc de insuficiență renală. În plus, foarte frecvent întâlnit, ibuprofenul poate masca simptomele sau semnele unei infecții, cum ar fi febra, durerea și inflamația, și în acest fel poate determina, poate prelungi temporar timpul de sângerare. Reacțiile adverse al ibuprofenului sunt multiple, la fel raportate de către pacienți și cadrele medicale. Dar ne vom opri la cele mai importante. De exemplu, ibuprofenul se poate asocia cu un risc de apariție al atacului de cord, am mai vorbit deja, sau accidentului vascular cerebral. Aceasta este și o atenționare, dar și o reacție adversă posibilă. La fel, determină retenție de apă, edem, tensiune arterială înaltă și poate agrava insuficiența cardiacă. Am ajuns la grupul de medicamente care la fel se utilizează pe larg. Astea sunt decongestionantele nazale. Sunt și ele multe denumiri comerciale. Ele te ajută, într-adevăr, să respiri mai bine. Dar trebuie să ținem minte să nu le utilizăm mai mult de 3-5 zile. În schimb, putem utiliza soluții saline pentru sinusuri și gât, pentru că acestea la fel desfundă căile respiratorii și pot fi utilizate fără restricții. Voi atrage atenția și aici asupra dozelor și modului de administrare. Se administrează 1-2 picături de 1-2 ori pe zi. Atenție, intervalul este de 8-10 ore în fiecare nară și este important să nu se depășească doza recomandată. Acest medicament nu trebuie utilizat mai mult de 5 zile. Dacă după 5 zile de utilizare starea dumneavoastră nu s-a îmbunătățit sau s-a agravat, trebuie să vă prezentați la medic. Înainte să utilizați din nou picături, adică să reluați tratament cu decongestionante nazale, este necesară o pauză. Deci acestea sunt niște condiții importante pentru a preveni complicațiile și reacțiile adverse datorate decongestionantelor nazale. Deci 1-2 ori pe zi, 5 zile și se va respecta pauza dintre tratamente. Avem și atenționări cu privire la acest grup de preparate. Ele dau dependență. Utilizarea mai mult de 5 zile apare riscul dependenței, suprimarea dependenței la decongestionantele nazale și calea de rezolvare a acestei probleme este suprimarea. E clar că suprimarea utilizării după 5 zile este frecvent nerespectată pentru că confortul pe care îl dau decongestionantele nazale și permit o viață socială normală și o somn liniștitor și odihnitor, este dificil de asista tratamentul după 5 zile. În aceste cazuri se pot utiliza spray-uri nazale cu conținut de săruri minerale și de pantenol. La fel va
umidifia mucoasa nazală, va disfunda căile respiratorii și ne vom apăra de această reacție de uscăciune al mucoasei nazale și senzație de arsuri. În afară de această dependență la decongestionantele nazale, mai avem și alte atenționări, trebuie să utilizăm cu atenție, pentru că poate determina tulburări cardiace, cum ar fi perceperea bătăilor inimii sau bătăi rapide a inimii, cu creșterea în consecință al tensiunii arteriale. Mai poate determina și tulburări respiratorii, în special la pacienții cu hipersensibilitate la componentele picăturilor nazale. Un tratament prelungit și frecvent cu doze mari de xilometazolină poate determina iritație, senzație de arsură și uscăciune a mucoasei nazale despre care am vorbit. La fel, s-au raportat dureri de cap, insomnii, oboseală și tulburări de vedere. Cofeina. Această substanță se găsește în componența diferitor medicamente utilizate în tratamentul răcelii, dar și în componența medicamentelor utilizate în tratamentul durerilor de cap din răceală. Această substanță deci, se conține, trebuie să punctez, în cadrul pliculețelor de răceală care se eliberează fără prescripție medicală, dar are anumite reacții adverse, are anumite efecte pe care trebuie să le discutăm. În primul rând, cofeina crește tensiunea arterială. Într-al doilea rând, la fel de important, scade efectul medicamentelor utilizate pentru tratamentul hipertensiunii arteriale. Trebuie să punctăm aici foarte clar, când se iau concomitent mai multe medicamente, apare un fenomen care se numește interacțiuni medicamentoase și în consecință vom avea un risc mai mare de a fi expus la diferite reacții adverse sau periculoase, inclusiv periculoase pentru ficat. Am ajuns la partea a doua al prezentării de astăzi. Vom discuta tratamentul răcelii și gripei în contextul altor boli concomitente. Cea mai frecvent întâlnită în societatea noastră este hipertensiunea arterială, de aceea am luat-o în discuție. Cu siguranță sunt foarte multe entități și multe boli despre care e foarte bine să discutăm. Scrieți în comentarii dacă mai doriți așa fel de sesiuni și ne vom pregăti și pe alte entități. La fel, în hipertensiune, am mai discutat deja, decongestionantele nazale pot agrava starea bolii. Cum? În două feluri. Decongestionantele pot să crească valorile tensiunii și numărul bătăilor inimii și, doi, scad eficiența medicamentelor utilizate pentru tratamentul tensiunii arteriale. Tusea apare foarte frecvent în răceli și gripă. Dar aici vorbim un pic despre alt tip de tuse, care este provocată de medicamentele utilizate în tratamentul hipertensiunii arteriale. Un grup de medicamente care se numesc inhibitori de enzimă de conversie, reprezentanții grupului enalapril, lisinopril. Aceste medicamente avem foarte multe raporte de așa reacție adversă, cum este tusa, uscată, persistentă, însoțită uneori de gâdilituri în gât. De ce am adus în discuție acest subiect? Pentru că deseori tusea este confundată cu tusea din răceală și este tratată necorespunzător.
În realitate, schimbarea acestui medicament ar fi cea mai bună și unica soluție de tratament în acest caz. Deci, atenție a nu se confunda tusea, care e o reacție adversă al enalaprilului și lisinoprilului, cu tusea din răceli și gripă. Altă entitate clinică despre care vom discuta este diabetul zaharat în raport cu tratamentul răcelii și gripe. Când ești răcit, există un risc mai mare de hiperglicemie, de creșterea zahărului din sânge. De aceea este important de abordat măsuri și este important ca pacienții de diabet zaharat să fie atenți la ingredientele din componența medicamentelor pe care le administrează. A se evita, e foarte important să se evite produsele care au cantități mari de zahăr în compoziție, de exemplu unele siropuri de tuse sau unele medicamente care se livrează sub formă de siropuri. De aceea trebuie de fiecare dată să citiți atent lista de ingrediente din prospect și să discutați cu medicul dumneavoastră despre eventual a utiliza acest medicament sau nu. Paracetamolul la fel este utilizat în tratamentul răcelii și gripei, dar are și el o influență negativă în cadrul diabetului zaharat. El poate fi toxic și pentru ficat și pentru rinichi. Și, din păcate, pacienții de diabet suferă de complicații acestei boli care se manifestă prin nefropatia diabetică sau hepatită. Deci, atenție cu paracetamolul pentru că poate agrava boala renală și boala hepatică. Medicamentele antiinflamatorii nesteroidiene, de exemplu ibuprofen, naproxen, utilizat în tratamentul răcelii la grupul de pacienți cu diabet, intensifică efectul de scădere a zahărului în sânge și al medicamentelor orale pentru diabet. De aceea trebuie atent de a avut o abordare atentă în ceea ce privește tratamentul cu antiinflamatorii nesteroidiene în combinație cu această boală și de fiecare dată de consultat medicul. Iarăși alcoolul și zahărul, care sunt ingrediente care se pot găsi în orice medicament de răceală și gripă. Deseori aceste ingrediente nu sunt enumerate în prospect ca substanțe active al medicamentului, dar ca substanțe auxiliare, inactive. Și atât alcoolul cât și zahărul vor afecta glicemia, făcând ca nivelul glucozei din sânge să crească, așa că este bine evitarea medicamentelor care conțin alcool și zahăr, cu atenție de consultat prospectul pentru pacient și la posibilitate de consultat medicul. Decongestionantele nazale au și ele rolul său în cadrul tratamentului răcelii la pacienții cu diabet zaharat. Ele, decongestionantele sub formă de spray-uri, ar putea să scadă efectele insulinei sau efectele medicamentelor orale pentru diabet. Deci este la fel important. Și încet, încet, am ajuns la ultima parte al prezentării noastre. Este ultima, dar nu este, este foarte importantă, la care vrem să atragem atenția publicului despre importanța raportării reacțiilor adverse. În acest sens, colegele din secția farmacovigilență și cu ajutorul unui voluntar tânăr și talentat, pe care îl cheamă Cristi Strati, și prin această cale îi mulțumim pentru efortul lui, vă prezentăm un filmuleț
care vă va ajuta mai ușor, sperăm noi, să înțelegeți importanța raportării reacțiilor adverse, cui să raportați, când să raportați și de ce să raportați. Aceasta este foarte important. Vă rog. Pentru că noi tare ne-am străduit să-l facem cât mai clar și mai accesibil. Sper că ați înțeles de ce trebuie să raportați și unde. Dar în continuare vom discuta un pic pe acest subiect. De ce este importantă raportarea adversă. Voi puncta aspectele importante ca să se memorizeze și dacă aveți întrebări, nu ezitați, pentru că acesta este un subiect foarte important pentru societate. Dacă ați observat pe parcursul live-ului, am repetat mai des despre faptul că informația despre reacțiile adverse le avem de la raportările de reacții de la pacienți, de la cadrele medicale, medici, asistenți medicali, farmaciști. Deci toți lucrătorii din domeniul medicinii au dreptul și au, nu dreptul, dar au obligativitatea să raporteze reacțiile adverse, la fel și pacienții, pentru că numai așa putem avea acces la toate complicațiile care pot veni pe timpul tratamentului și toate interacțiunile se pot depista
și în mod rapid, în mod activ, se informează populația despre aceste aspecte. Agenția Medicamentului, în calitatea sa de Centru Național de Farmacovigilență, depune eforturi constante pentru a spori gradul de conștientizare a importanței raportării reacțiilor adverse la medicamente și la dispozitive medicale, atât de către utilizatorii de medicamente și pacienți, cât și de printre profesioniștii în domeniul medicinei. De ce trebuie să raportăm reacții adverse? Care ar fi motivul? În primul rând, că ne-ar permite să detectăm cât mai devreme posibil reacții adverse și să le introducem în informații pentru pacienți, așa încât pacientul este informat și poate să reacționeze corect la diferite stări nedorite. Într-al doilea rând, ne sporește siguranța medicamentelor aflate la noi pe piață. Permite analiza datelor și difuzarea informațiilor necesare prescrierii corecte a medicamentelor și, nu în ultimul rând, ne permite o promovare a utilizării raționale a medicamentelor și medicamentelor sigure, în primul rând. Foarte frecvent, când venim cu prezentări pe raportarea reacțiilor adverse, ne întreabă atât medicii cât și pacienții dacă are ar fi urmările. Iată, eu am raportat o reacție adversă și ce s-a întâmplat. Acest slide vine să cu niște exemple. Explică ce s-a întâmplat când s-au raportat reacții adverse. Agenția Medicamentului, ca organ de reglementare, a putut retrage serii de medicamente de pe piață care nu sunt conforme, ca și calitate, au putut în mod legal suspenda un certificat de înregistrare și, nu în ultimul rând, prezența reacțiilor adverse ne permite instrumentarea modificărilor în prospectul pentru pacient, pentru a actualiza informația, pentru a informa pacientul și, în consecință, pentru a proteja. Discutăm aici despre căile de transmitere al reacției adverse. A fost și în filmuleț atins acest subiect, dar mai reiterez că în mijloc aveți o fișă de comunicare a reacției adverse. Această fișă o puteți găsi pe site-ul Agenției Medicamentului la compartimentul Farmacovigilență. Accesați această fișă, o completați și o transmiteți sau prin poștă, poșta electronică, fax, telefon și, nu în ultimul rând, vreau să vă atrag atenție că avem un instrument electronic relativ nou care se numește raportare electronică, e-reporting. Cum puteți avea acces la acest instrument? La fel, prin accesarea site-ului Agenției Medicamentului la compartimentul Farmacovigilență. Chiar pe prima pagină veți vedea cu roșu e-reporting. Accesați acest link și prin acest unic click aveți acces la fișă și pe care o completați electronic și printr-un click transmiteți reacția adversă la organul de reglementare. Ce se întâmplă cu reacția adversă când ea vine la agenție? Iată, de raportor, de oricine, pacient sau medic, reacția adversă, fișa aceasta completată, vine în secția Farmacovigilență. Secția Farmacovigilență este conectată printr-un sistem electronic cu baza de date internațională care are sediul la Uppsala Monitoring Center, care este parte al Organizației Mondiale a Sănătății, și toate reacțiile adverse sunt trimise în această bază, pentru că la o centralizare al reacțiilor adverse noi putem evalua, noi putem găsi semnale, noi putem detecta reacții adverse noi și, respectiv, instrumenta toate modificările în informații pentru pacient.
De la Uppsala Monitoring Center, informația este centralizată într-o bază de date globală, se numește VigiBase, și toate semnalele, toate reacțiile adverse detectate sunt apoi introduse într-o broșură care se numește Signal și transmise la toate centrele naționale de farmacovigilență pentru informare. Încă o dată reiterez că acestea sunt datele de contact al Agenției Medicamentului și pe site-ul nostru puteți găsi nu numai instrumente pentru a raporta, dar și a găsi informație suplimentară despre siguranța medicamentelor, pentru că noi periodic postăm anunțuri importante despre reacții adverse, despre modificări de certificate de înregistrare a medicamentului, anunțuri de la Agenția Europeană a Medicamentului. Și respectiv acestea sunt datele de contact al agenției. Vă îndemnăm să utilizați și să vă folosiți de această informație. Dacă nu am fi avut un efort conjugat al pacienților, al medicilor, al cadrelor medicale care dau seama, mai ales medicii în timpul lucrului de zi cu zi au foarte puțin timp liber, dar oricum au găsit timp ca să raporteze reacții adverse și numai cu acest efort conjugat vom avea medicamente sigure și în așa mod vom putea salva vieți. Deci, încă o dată reiterez, dragă audiență, în caz că aveți sau suportați o reacție adversă, nu ezitați să o raportați la Agenția Medicamentului, Secția Farmacovigilență și Studii Clinice. Mulțumesc mult pentru atenție. Aveți întrebări în legătură cu această prezentare? Aici am punctate câteva întrebări la care încerc să răspund. Prima întrebare este, dorim materiale filmate. Da, și noi ne dorim să le facem și, după cum vedeți, primul pas este deja înfăptuit. Sperăm să mai colaboreze voluntarul nostru tânăr și să mai facem, pentru că, da, ne-am planificat mai multe filmulețe cu diferite, ca să atingă mai multe tematici. Așa că urmăriți site-ul agenției, pagina Facebook a agenției, pentru că vom plasa în continuare filmulețe, materiale filmate, care sunt mai lizibile și mai ușor de înțeles. O altă întrebare, au dispărut mai multe medicamente bune de pe piață și de ce? Secția Farmacovigilență și Studii Clinice nu prea se ocupă cu importul medicamentelor, dar la modul general pot să vă spun că piața farmaceutică este în continuă mișcare, în continuă modificare. S-ar putea ca producătorul să vină în schimb cu alte medicamente bune. Mai avem contextul pandemiei, din câte se știe, majoritatea medicamentelor, substanțele active sunt produse China, India și în contextul pandemiei s-au închis mai multe uzini de producere sau alt aspect este închiderea graniților și respectiv importul, circuitul medicamentelor este mult mai dificil. Dar asigur că importatorii fac eforturi uriașe și continuă pentru a asigura până la urmă piața Moldovei cu medicamente, inclusiv cu medicamente calitative. Ce medicamente ar fi bine să le avem acasă ca să fim pregătiți să facem față COVID-ului? Ce antibiotice recomandați? Ei, aici chiar vreau să mai punctez încă o dată, pentru că acest aspect l-am atins, dar s-ar putea să-l fi atins mai puțin, poate.
despre automedicație și despre antibiotice. Nu pot să dau recomandări de antibiotice, pentru că aceasta trebuie să o facă medicul de familie în anumite cazuri de boală. Deci, funcție de bacterii, se recomandă anumite tipuri de antibiotice. Deci nu vă pot recomanda niciun fel de medicament, de antibiotic. Vă recomand insistent, în caz de necesitate, să contactați totuși medicul. Acasă trebuie să fiți pregătiți cu niște antipiretice, mai ales dacă aveți copii. Trebuie să aveți anestezice și dezinfectante pentru cavitatea bucală, pentru nas, dar oricum, automedicația nu este salutată în caz de trecere de o perioadă de 2-3 zile și semnele nu dispar, atunci trebuie în mod obligator să contactați medicul dumneavoastră. Altă întrebare, este adevărat că medicamentele originale sunt mai eficiente și mai puțin efective, probabil, și mai puține efecte adverse decât medicamentele neoriginale. Medicamentele originale reprezintă prima moleculă din rândul substanței active. Celelalte care apar, substanțele active asemănătoare, adică copiile, ele trebuie să fie întocmai ca originalul și nu prezintă reacții adverse altele decât originalul, doar s-ar putea să prezinte reacții adverse la excipienți, pentru că în cazul genericilor, copiilor, se pot utiliza alți excipienți. Toate medicamentele prezintă reacții adverse. Asta nu înseamnă că pacienții pe toate le dezvoltă. Organismul este individual și reacționează diferit la substanțe. Deci, nu pot să spun că genericele au mai multe efecte adverse, doar acele legate de excipienți. Pe timpul carantinei avem probleme cu somnul. Ce medicamente recomandați? Nu salut automedicația. Somnul este un semn foarte important. Insomnia este un semn foarte important că există probleme. Cel mai bine este contactarea medicului. Maxim ce pot să recomand, ceaiurile calmante. Normal că situația, problema trebuie rezolvată cu un profesionist. Mai sunt întrebări? Dacă mai sunt întrebări, vin după live, trimiteți-ne-le pe site-ul Agenției Medicamentului, pagina Facebook al Agenției Medicamentului, ne vom strădui să le răspundem la toate. Dar până vin întrebările, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost prezenți astăzi, vă mulțumesc pentru interesul arătat acestui live. Și dacă v-a plăcut, veniți cu comentarii, pentru că cel mai important e pentru noi populația informată, pentru că în așa mod este în armată. Fiți sănătoși și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!